A doua epistolă sobornicească a Apostolului Petru, capitolul 1, versetul 1, până la versetul 11 inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură, traducerile Cornilescu, 1196. Cuvântul Domnului spune astfel: Simon, Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea, alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Din toată inima, înainte de toate, spun și eu ca acela care a murit pentru noi și care este viu în vecii vecilor, Domnului Iisus Hristos, să fie toată slava, toată cinstea și toată gloria, acum și în vecii vecilor. Amin. Apoi vreau să vă spun că sunt bucuros ca în după masa aceasta, în seara aceasta, să fiu parte a bucuriei pe care o are biserica din locul acesta. Să mă pot bucura de modul cum lucrează Dumnezeu între dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze. Sunteți minunați! Și ori de câte ori stau în fața unui auditoriu, întotdeauna spun că îmi sunt așa de dragi oamenii și mă întreb, și întreb și în seara aceasta, privind Dumnezeu înspre noi, privind Dumnezeu la noi, cât de mult se bucură Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că Ioan Apostolul a fost răpit în cer și de acolo Domnul Iisus i-a descoperit, i-a revelat câte ceva din împărăția lui Dumnezeu. La un moment dat, îi arată o mulțime frumoasă, îmbrăcată în alb. Albul simbolizează curățenia, sfințenia, puritatea și este culoarea cerului. Și când a văzut mulțimea aceasta, l-a întrebat bătrânul pe Ioan: aceștia îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Și a spus: Doamne, nu știu, Tu știi. Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului, slăvit să fie Domnul. De aceea mă bucur în seara aceasta, pentru că în secolul 21, în data de astăzi, 18 noiembrie, este încă vremea în care Dumnezeu lucrează printre noi, slăvit să fie Domnul. Este încă vremea în care avem har să ne apropiem de Domnul, să ne spălăm viețile și să fim îmbrăcați în hainele mântuirii. Glorie Domnului pentru lucrul acesta și mă rog ca Domnul să lucreze pe mai departe. În seara aceasta aș vrea ca să privim în cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce ne arată cuvântul Domnului
Și aș vrea ca în seara aceasta cuvântul să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă cunosc, nu vă știu personal, însă știu că acela care pregătește toate lucrurile, Dumnezeu, poate să ia cuvântul care are putere și să-l facă folositor pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Petru este cel care scrie acelora care și-au predat viața în mâna Domnului, și cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10 și 11 spune: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Apostolul Petru vorbește bisericii despre chemarea de care au avut parte. A fost o vreme când Dumnezeu i-a chemat. Dumnezeu, încă de la întemeierea lumii, a întocmit un plan de mântuire, de răscumpărare. Dumnezeu, care este omniscient și care vede peste mii de ani și care cunoaște toată istoria, în toată derularea ei, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a întocmit un plan. Omului Dumnezeu, împăratul David, în psalmul 40, planul acesta de răscumpărare îl numește sulul cărții. Și tot Ioan aude întrebarea din cer: cine este vrednic să ia cartea care era pecetluită cu 7 peceți, să rupă pecețile și să împlinească planul de răscumpărare al omenirii? Nu era nimeni vrednic. Și spune că am plâns mult. Dar apoi spune, i-a spus: nu mai plânge, pentru că s-a găsit cine să răscumpere omenirea. Și a văzut acolo, în fața tronului de domnie, un miel, părea junghiat. Domnul Iisus Hristos, care a luat cartea și a început să rupe pecețile. Și cuvântul Domnului spune: în surul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și noi în seara aceasta suntem adunați în locul acesta. Noi în seara aceasta ne bucurăm de botez nou testamental, împreună cu cerul, pentru că a fost Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care s-a dezbrăcat de prerogativele Dumnezeie și a acceptat să vină și să se întrupeze pe pământ și să locuiască printre noi, slăvit să fie Domnul. Și noi cunoaștem planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și mântuirea este un plan complex. Este un proces. Începe cu credința, începe cu pocăința, începe cu nașterea din nou, continuă și continuă cu botezul, continuă cu lucrarea Duhului Sfânt într-un mod mai amplu. Și mă rog ca Domnul să privească înspre noi în seara aceasta, cei care încă nu suntem împăcați cu Domnul. Ei, cei patru, sunt îmbrăcați în haine albe pentru că au auzit chemarea lui Dumnezeu. Au auzit glasul lui Dumnezeu care a chemat la el. Amin. Și au răspuns afirmativ. Au privit la bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință. Și ei s-au pocăit și noi ne-am pocăit și am avut o zi când mulți, poate majoritatea dintre noi, am îmbrăcat haina albă. Pentru mine vreau să vă mărturisesc că ziua botezului a fost, este și va rămâne cea mai frumoasă zi din viața mea. Este punctul culminant al vieții mele, în care am încheiat legământ cu Domnul Iisus. Am avut foarte multe zile frumoase, fericite și pline de bucurie în viața mea și de atunci încoace, dar aceea rămâne punctul culminant. Pentru că am intrat în legământ cu Domnul, cu cerul, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Și aș vrea să înțelegem că ziua aceasta, de 18 noiembrie, este ziua în care te caută Dumnezeu.
Este ziua în care Dumnezeu vrea să-ți spună ceva. Este ziua în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească, să-ți transmită chemarea, să-ți transmită invitația. Nu te cunosc, dar Dumnezeu îți cunoaște frământările. Dumnezeu îți cunoaște problemele, Dumnezeu îți cunoaște lacrimile, Dumnezeu îți cunoaște întreaga viață și în seara aceasta nu ești la voia întâmplării în locul acesta, ești pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie prima pereche de oameni pe care Dumnezeu a așezat-o în grădina Edenului, pe Adam și pe Eva. Le-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fără păcat, au fost desăvârșiți. Nu cunoșteau păcatul și aveau părtășie cu Dumnezeu, o părtășie extraordinară. Cuvântul Domnului spune că în răcoarea dimineții Dumnezeu venea și stătea de vorbă cu omul, avea părtășie cu omul. Până într-o zi în care au încălcat porunca lui Dumnezeu și au căzut în neascultare, dar Dumnezeu a rămas și atunci credincios cuvântului Său. Și a venit și a căutat pe oameni în grădina Edenului. Și în Geneza, capitolul 3, cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune că a adresat o întrebare. Unde ești, Adame? Că Dumnezeu te caută, că Dumnezeu te cercetează, că Dumnezeu te invită și te întreabă în seara aceasta, unde ești? De atâta timp Dumnezeu, cum spune Isaia, se milostivește de noi ca să ne întoarcem la El, să ne mântuiască. Și noi suntem angrenați în iureșul acestei veți, încât nu avem timp să ne oprim și să spunem, Doamne, Tu mi-ai vorbit. Doamne, văd că în cercetarea aceasta este vocea Ta. Că nu mai avem timp să vedem că boala aceea, problema aceea, încercarea aceea, de fapt este mâna lui Dumnezeu care ne tot întreabă, unde ești, Adame? Că vreau să am părtășie cu tine, că vreau să te chem. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, unde ești? Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne cheamă și Dumnezeu are inițiativa să se apropie de noi. Pentru că iureșul acestei veți și tăvălugul acestor probleme și acestor îngrijorări și frământări ne departe tot mai mult de Dumnezeu. Și mă rog ca în seara aceasta să fie un popas al opririi noastre, să spunem, Doamne, vorbește, Doamne, arată, Doamne, spune. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia 43, profetul Isaia vorbește despre poporul Israel, la versetul 1 înainte, Așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove, cel ce te-a întocmit Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, eu te chem pe nume, ești al meu. Avem un Dumnezeu care ne cheamă pe nume. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște viața în detaliu. Nu ne putem ascunde de acest Dumnezeu și ne cheamă pe nume. În seara aceasta, faptul că suntem aici nu este voia întâmplării, este planul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt care te-a îndemnat să vii în locul acesta pentru că vrea să-ți spună că Dumnezeu te cunoaște pe nume, că Dumnezeu îți știe problema, îți știe necazurile, îți știe încercările și Dumnezeu poate să le rezolve, că Dumnezeu cunoaște păcatul în care de atâta timp te tot frământ să ieși din el, situația aceasta în care te-a complicat diavolul și a întortocheat-o atât de tare încât nu mai poți rezolva. Dumnezeu în seara aceasta spune că te cunoaște pe nume și te cheamă la El. Este specialist în rezolvarea problemelor, este specialist în a ierta păcatele, este specialist în a da o viață nouă. Dă-i voie în seara aceasta să lucreze în viața ta. Unde ești, Adame? Eu te cunosc, te știu, te chem pe nume. Dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Apoi în Romani, cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 4 cu versetul 17,
Romani, capitolul 4, cu versetul 17, atunci când apostolul Pavel vorbește despre părintele tuturor credincioșilor, despre Avram, când Dumnezeu îl cheamă pe Avram și face făgăduințe și promisiuni, cuvântul lui Dumnezeu spune, versetul 17, după cum este scris, și vorbește despre Avram, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, el, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut că învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Dacă în seara aceasta sau până în seara aceasta te-ai gândit că situația în care te-a adus diavolul sau problemele vieții acesteia sunt atât de mari încât ești un nimeni poate în ochii tăi, aș vrea să spun în seara aceasta că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Și dintr-un bărbat înaintat în vârstă, pe cum era Avram, la 99 de ani, Dumnezeu poate să-i dea moștenitori prin Sara, nevasta lui, care la fel înaintată în vârstă, la vârsta de 90 de ani, și l-a născut pe Isaac, fiul făgăduinței, pentru că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Ești păcătos, Dumnezeu poate să te facă sfânt. Ai avut o viață de minciune, Dumnezeu poate să pune o viață de adevăr și să trăiești adevărul. Ai avut o viață departe de Dumnezeu, Dumnezeu este specialist și când El cheamă lucrurile care nu sunt, le face ca și cum ar fi, slăvit să fie Domnul. Pentru că este Dumnezeul nostru care cheamă, este Dumnezeul nostru care invită și este Dumnezeul cel viu și adevărat care ne cercetează, binecuvântat să fie numele Domnului. La ce ne cheamă Dumnezeu? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cheamă, care vorbește. Psalmul 50 spune, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și nu tace. Noi avem un Dumnezeu care vorbește. Noi avem un Dumnezeu mort. Noi avem un Dumnezeu înviat și este viu în vecii vecilor. Și când Ioan îl vede în insula Patmos, spune că atunci când l-am văzut așa cum este el, în toată splendoarea, în toată gloria, în toată înălțarea, în slavă și în cinste, spune, am căzut ca mort. Toate simțurile m-au lăsat și am căzut ca mort la pământ. S-a apropiat de mine și mi-a spus, nu te teme. Acesta este Dumnezeul nostru. La ce ne cheamă Dumnezeu? Dumnezeu ne cheamă, în primul rând, la pocăință. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Cuvântul lui Dumnezeu ne spun evangheliile, când începem să citim Noul Testament, descoperim viața Domnului Iisus Hristos și la vârsta de 30 de ani, Domnul Iisus Hristos intră în lucrarea mesianică de răscumpărare a omenirii și mesajul de început al Domnului Iisus a fost pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Amin. Înainte ca să ajungem în slavă și în glorie, trebuie să trecem prin pocăință. Amin. Că nu putem să ajungem direct în cer. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne arată că mântuirea este un proces. Un proces care cuprinde pocăința, care cuprinde întoarcerea noastră la Dumnezeu, care cuprinde capitularea noastră și spunem, Doamne, sunt păcătos, sunt murdar, sunt așa cum mă cunoști, rog, ai milă de mine. Și pocăința este începutul procesului de mântuire. Credință, pocăință, botez în apă, naștere din nou, botez în apă și apoi lucrarea amplă a Duhului Sfânt cu daruri, cu călăuzire și cu Duhul, cu plinătatea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Dumnezeu cheamă la pocăință toți oamenii. Dumnezeu nu face deosebire. Pocăința este pentru fiecare dintre noi și pocăința este în beneficiul omului.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la Domnul Iisus Hristos au venit prostituatele și Domnul le-a iertat păcatele și le-a mântuit sufletele. La Domnul Iisus Hristos au venit diferiți oameni care erau din categoria oamenilor de jos, din pătura de jos a societății și Domnul i-a primit și Domnul le-a iertat păcatele, le-a vindecat bolile, s-a atins de ei leproși așa cum a fost, pentru că Domnul nu face deosebire. În fața lui Dumnezeu suntem toți egali și avem în fiecare dintre noi, sufletul nostru are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul cheamă la pocăință. El a chemat fariseii, a chemat și vameșii și păcătoșii și fariseii au spus, iată un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. În seara aceasta Dumnezeu te cheamă la pocăință, așa cum ești. Nu te schimba tu, lasă-L pe El să te schimbe, căci El are putere, El știe, El este specialist, noi trebuie doar să-I dăm voința, să-I spunem, Doamne, lucrează! Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, după Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, toți veniți la mine, nu face deosebire! Domnul Iisus Hristos nu ne cheamă ca să beneficieze de banii noștri sau de bunurile noastre, El ne cheamă ca El să ne ofere nouă ceva. Când vorbim de pocăință, pocăința este lucrul care ne face să o luăm cu viața de la zero. Haideți să citim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și aici vom înțelege că pocăința anulează vremurile de neștiință. Apostolul Pavel predică în Atena, în Grecia, și versetul 30 și 31, Apostolul Pavel își încheie predica, mesajul care l-a avut pentru atenienii, care nu făceau altceva decât se ocupau cu lucruri noi, se audă lucruri noi. Și când a auzit pe Apostolul Pavel că vorbește despre învierea din morți, atunci s-au adunat acolo și l-au luat pe Apostolul Pavel și în aeropag le-a spus, acum spune-ne învățătura ta. Și după ce Apostolul Pavel le vorbește și le predică, încheie predica și spun așa, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește, pocăința este poruncă, nu este alternativă. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, versetul următor, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Prin pocăință, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu mai ține seamă de vremurile de neștiință, de trecutul nostru. Știți câți oameni ar vrea ca trecutul lor să fie șters, să fie imaculat, să fie curat? Mai urmăresc știrile din când în când și văd pe scena politicii din România oameni care sunt pătați, corupți și ar vrea atât de mult și se luptă oamenii ca să se dea o lege a amnistiei, să li se șteargă greșelile care au fost făcute. O hotărâre de iertare. Aceasta a adus-o Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, prin vărsarea sângelui. Și dacă noi ne pocăim, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu nu mai ține seamă de vremurile de neștiință. Nu știu cu ce te frămânți, nu știu cu ce păcate te-a prins sau ne-a prins diavolul, nu știu în ce încurcături am intrat prin ispitele diavolului, dar în seara aceasta, prin pocăință, putem să o luăm de la zero. Putem să avem viața albă, îmbrăcați în alb. În Isaia, capitolul 61, versetul 10, spune, mă bucur în Domnul mântuirii mele, pentru că m-a îmbrăcat în hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne cheamă la pocăință și mă rog ca Domnul să ne ajute să-I dăm voie ca El să lucreze în viața noastră. Pocăința mai face un lucru. Pocăința
aduce vremuri de înviorare și tot în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Petru este cel care predică și spune așa, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pocăința aduce vremurile de înviorare. Uneori suntem apatici, uneori suntem frământați, uneori suntem îngreunați de îngrijorări, de poveri, de necazuri, însă atunci când lăsăm pe Domnul să-și facă lucrarea și ne pocăim înaintea Lui, cuvântul Domnului spune, pocăința aduce vremuri de înviorare. Slăvit să fie Domnul! Domnul ne cheamă la pocăință. Domnul lansează invitația. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Apoi spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, ce facem cu invitația Domnului? O acceptăm, ar fi înțelept din partea mea și din partea noastră să acceptăm, să spunem, Doamne, lucrează în dreptul nostru și ne rugăm ca Domnul să lucreze în dupămasa aceasta și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și noi pocăiții care avem nevoie de pocăință. Uneori poate considerăm că suntem pocăiți și ne-am pocăit de atâta timp și avem ani de pocăință în spatele nostru. Însă avem exemplu scriptural în cuvântul lui Dumnezeu pe neprihănitul Iov, un om care era neprihănit, curat la suflet, care se temea de Domnul și omul acesta trece prin încercări, prin probleme și apoi îl vede pe Domnul și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu acum te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Și ce face acest om? Mă pocăiesc. În sac și cenușă, un pocăit să se mai pocăiască și mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem că toți avem nevoie de pocăință, că toți avem nevoie ca să ne apropiem mai mult de Domnul, că toți avem nevoie ca să lăsăm pe Domnul să lucreze desăvârșirea în viața noastră și Doamne, ajută-ne! La ce ne mai cheamă Domnul? Un alt lucru la care ne cheamă Domnul este că Domnul ne cheamă la părtășie. După ce ne-am pocăit și după ce am acceptat planul de răscumpărare al Domnului Iisus Hristos prin jertfa Lui, apoi trebuie ca să ne apropiem și să-L cunoaștem pe Domnul tot mai mult, să avem părtășie cu Domnul, să umblăm cu Domnul, să se vadă roade în viața noastră de pocăit. Cuvântul lui Dumnezeu spune în pasajul pe care l-am citit în versetul 3 și 4, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu ne cheamă la părtășie, să fim una cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie cu El, Dumnezeu ne cheamă să umblăm cu El, Dumnezeu ne cheamă să avem viața pe care a avut-o Enoch și cuvântul Domnului spune că Enoch la vârsta de 65 de ani a umblat cu Dumnezeu și la vârsta de 365 de ani Enoch a fost luat și nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu în cer. 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu și nouă uneori ni se pare mult o săptămână să umblăm cu Domnul? Ni se pare mult un an? Ni se par mult 10 ani? Ni se par mult 20 de ani? Să umblăm cu Domnul în fiecare zi, să avem părtășie cu Domnul, suntem chemați la părtășie și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Părtășia noastră trebuie să fie cu Tatăl și cu Fiul Său, prin puterea Duhului Sfânt, pentru că părtășia aduce binecuvântare. Cuvântul Domnului în Psalmul 133 spune, iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască împreună, este ca un de lemnul care turnat pe cap, pe capul lui Aron se pogoară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului, pentru că acolo de Domnul binecuvântarea și viața veșnică. Aici începe viața veșnică.
Aici dă Domnul binecuvântarea. Cei ce iubesc Sionul sunt binecuvântați, iar cei ce urăsc Sionul spune că nu vor fi binecuvântați. Mă rog ca Domnul să ne ajute să iubim părtășia frățească, să iubim părtășia cu Domnul, pentru că vom fi binecuvântați de Dumnezeu și de aici începe viața veșnică și părtășia noastră trebuie să fie cu râvnă. Cuvântul Domnului spune și în Psalmi și apoi rea Domnul Iisus Hristos cuvântul acesta profetic și cuvântul Domnului spune: râvna casei tale mă mănâncă pe mine și ocările celor ce te ocăresc pe tine cad asupra mea. Cât de mare este râvna noastră pentru părtășia Domnului? Și mă rog ca Domnul să se îndure de fiecare dintre noi. La ce ne mai cheamă Domnul? Pe lângă faptul că Domnul ne cheamă la pocăință, Domnul ne cheamă la părtășie, Domnul ne cheamă la sfințenie. Și cuvântul Domnului spune în 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, în 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, cuvântul Domnului spune așa: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, slăviți să fie Domnul. Suntem chemați la sfințenie. Când vorbim despre sfinți, sau când se vorbește în general, în zilele noastre despre sfinți, oamenii au ideea că sfinții sunt aceia care sunt pictați pe pereți sau pe vitralile bisericilor. A fost întrebat un copilaș: ce înseamnă un sfânt? Ce este un sfânt? Și el, care mergea la biserică și a văzut sfinții pictați pe vitraliu și prin vitraliu intra lumina, razele de soare, intrau așa în biserică, și când a fost întrebat ce înseamnă un sfânt sau ce este un sfânt, și copilul respectiv a spus la ora de religie: un sfânt este un om prin care trece lumina. Un sfânt este un om prin care se văd razele de lumină. Un sfânt este un om care emană lumină în jurul lui. Ce mare adevăr a spus copilul acesta, pentru că sfinții trebuie să fim noi cei vii. Da, au fost sfinți în vechime care și-au trăit viața de sfânt pe pământul acesta și au fost chemați la Domnul, dar Domnul încă are sfinți pe pământul acesta și printre ei trebuie să fim și noi și Dumnezeu ne-a făcut o chemare sfântă. Mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Sfânt înseamnă prelucrat de Dumnezeu, pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, separat de lume, special, deosebit de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la pace. Pacea este lucrarea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune: atât cât atârnă de noi, să trăim în pace cu toți oamenii. Pacea este lucrarea lui Dumnezeu. Acolo unde este pace într-o adunare, într-o familie, într-o biserică, acolo poate să lucreze Dumnezeu. Pentru că tulburarea sau dezbinarea este lucrarea diavolului. Și noi suntem chemați la pace. Suntem chemați să alergăm după pace, să căutăm pacea și să urmăm pacea. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim fii ai păcii. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 122, pacea să locuiască între zidurile tale, între zidurile noastre. Este pace, este liniște, este unitate, este dragoste și mă rog ca Domnul să ne ajute să avem pace în familie, pace în viață, pace în biserică, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Apoi vreau să vă spun că Dumnezeu mai cheamă la slujire. Încă trăim vremurile în care Dumnezeu ne cheamă la slujire. Și sora își spunea întrebarea: oare cum îl pot sluji eu pe Dumnezeu?
Și uneori o imagine face mai mult decât 10.000 de cuvinte și o imagine poate face mai mult decât predici puse la un loc, care sunt doar din punct de vedere intelectual și adunate, și am văzut imaginea care ne-a cercetat și care ne-a făcut să ne punem fel și fel de întrebări. Doamne, dacă o astfel de persoană dorește cu atâta ardoare să te slujească pe tine, oare eu, care m-ai capacitat cu atâta putere, cu atâtea lucruri, oare eu să stau nepăsător? Și ne-am simțit mustrați și rușinați în cugetul nostru. Și mă rog ca Domnul să o binecuvinteze și să-i binecuvinteze pe toți. Pentru că Dumnezeu cheamă la slujire și când Dumnezeu cheamă la slujire, Dumnezeu investește în noi. Pentru că tot ceea ce suntem noi este investiția lui Dumnezeu pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, pentru a sluji pe Domnul. Sănătatea noastră este investiția pe care Dumnezeu a pus-o noi. Intelectul pe care Dumnezeu ni l-a dat și puterea de a memora și de a citi și de a înțelege Scriptura este investiția lui Dumnezeu pusă în noi. Călăuzirea Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt și faptul că suntem în lucrare, chemați și putem să facem lucrarea lui Dumnezeu este investiția lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul Domnului spune că un om a plecat într-o altă țară și a chemat slujitorii și a dat talanți la fiecare și talanții aceia este investiția stăpânului în viața noastră. Ce fac cu investiția aceasta? O pun în negoț sau ascund? Mă rog ca Domnul să aibă milă de mine și de noi, să înțelegem că Dumnezeu încă mai cheamă oameni în lucrare și Dumnezeu vrea să fim slujitori destoinici. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu cheamă și la răsplătire. Va veni o zi când vom fi chemați înaintea Marelui Judecător și vom da socoteală de investiția care a fost pusă în noi, de talentul și talanții care i-am primit de la Împărat. Și ni se va cere socoteală și atunci se va vedea deosebirea dintre cel ce a slujit lui Dumnezeu și dintre cel ce nu a slujit lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să fim slujitori destoinici și mă rog ca Domnul să ne ajute să păstrăm legământul. Uneori poporul Israel a fost chemat și adunat și s-au adunat ca un singur om ca să-și reînnoiască legământul. Acum privim la cei patru care vor intra în apa botezului și care fac legământ cu Domnul și ne aducem aminte și de noi și de legământul care l-am făcut cu Domnul, poate un an, poate de 5 ani în urmă, poate de 10, de 20 sau de mai mult și spunem, Doamne, ai milă de mine, vreau să-mi reînnoiesc legământul, vreau, Doamne, ca să reîncep viața care am avut-o odată, trăită și umblată cu Tine și mă rog ca Domnul să se îndure de noi. Să nu uităm că avem un Dumnezeu care ne cheamă, un Dumnezeu care ne cheamă la pocăință, un Dumnezeu care ne cheamă la părtășie, un Dumnezeu care ne cheamă la pace, un Dumnezeu care ne cheamă la sfințire, un Dumnezeu care ne cheamă la slujire și un Dumnezeu care ne cheamă la răsplătire. Slăviți să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Amin.